Am găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor Ensien. Astăzi am venit la domnul doctor Ioan Unac pentru a discuta despre o stăporoză. Bine v-am găsit! Îmi mulțumesc frumos, bine ați venit la noi și vă spun bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Domnule doctor, ce este osteoporoza? Osteoporoza este o afecțiune generală care în principal afectează scheletul osos și îl afectează în întregime toate tipurile de structuri osoase, atât cele de tip trabecular care sunt cu niște mici travee interosoase, cât și cele de tip haversian sau osul compact. Ea este prezentă, să știți, la o proporție relativ crescută din populația mondială, are foarte multe cauzalități, este caracteristică vârstei după vârsta de menopauză în pre dominant la femei sau după vârsta de andropauză la bărbați. Ea este o formă de boală care afectează foarte mari, foarte multe și foarte mulți pacienți, motiv pentru care necesită un tratament. De ce? Consecințele sale sunt, din punct de vedere medical, destul de mari și, din păcate, pentru că, cu potențial de agravare și evoluție în timp. Lipsa tratamentului complică foarte mult situația și viața unui bolnav osteoporotic. În general, osteoporoza afectează mai mult femeile sau bărbații? În principal, osteoporoza predomină la femei, cu mențiunea că există forme de osteoporoză, de exemplu osteoporoza de vârstă, care predomină și este în proporție apropiată și la bărbați față de femei, dar tot numărul de femei este mai mare decât bărbații cu osteoporoză. Care sunt primele simptome? Primele simptome apar, din păcate, fiind o boară de relativ tardiv, cele mai multe simptome care aduc pacientul la medic în osteoporoză este durerea. Durerea care apare de regulă vertebral sau poate să apară și pe alte articulații, durerea cu caracter osos și care, se spune literatură, atrage atenția că este secundară unor microtasări. Deja vorbim despre microfracturi trabeculare sau la nivelul sistemului osos care devin simptomatice clinic. De aceea, nouă, ni se cere corpului medical să încercăm să facem diagnostic în fază precoce relativ, în fază preclinică. Când nu avem manifestări clinici, dar când prin anumite metode care sunt foarte accesibile în România la ora actuală, putem să punem diagnosticul de osteoporoză și mai ales putem să triem foarte bine pacienții care scuris de osteoporoză. Care sunt aceștia? Pacienții cu risc de osteoporoză sunt pacienții, de exemplu, femeile după vârsta de menopauză, care au menopauză preco menopauza precoce, care au menopauză chirurgicală, sau care au antecedente de tip osteoporotic în familie, sau antecedente cu fracturi de fragilitate, să numește, la membrii din familie. Ăstea sunt pacientele ce mai expuse și la uh, femei, sau la bărbați sunt uh, pacienții care au în antecedente, de fracturi, de fragilitate sau au probleme medicale care duc la diverse disfuncționalități și limitări de mobilitate. În general, ni se spune că laptele și brânza conțin calciu. Putem să prevenim prin alimentație osteoporoza? Este foarte adevărat și vreau să vă atrag atenția că pacienții care sunt cu osteoporoză definită clinică au nevoie de calciu mai mult decât pacienții în mod obișnuit. Relativ, pacientul care nu are osteoporoză necesită cam 1000 de miligrame pe zi la pacienții. Osteoporotici recomandarea este să le dăm între 1200-1500 de miligrame pe zi o suplimentare de calciu ca să putem acoperi necesarul și să putem să fim eficienți. Dar vreau să atrag atenția că deși laptele și produsele din lapte conțin calciu și trebuie alimentația uh, să fie cu acest conținut la pacienții cu osteoporoză socuris de osteoporoză pentru că le ușurează evoluția clinică, totuși administrarea de calciu, de exemplu, și vitamina D nu acoperă necesarul de tratament în osteoporoză. Mulți dintre pacienți se înșală și fac aceste tratamente de lungă durată, literatura le etichetează ca și tratamente placebo, motiv pentru care este nevoie obligatoriu să suplimentăm aceste tratamente cu medicație activă antiosteoporotică. În momentul de față, copilor din România le este prescrisă vitamina D3 din prima lună de viață. Ați observat în practica dumneavoastră persoanele care au luat uh, consecvent uh, tratamentul uh, sunt mai puțin afectate? Corect, este foarte bună observația noastră. Într-adevăr, se spune că există la nivel mondial o hipovitaminoză de tip D, adică între întreaga populație mondială are ușoară lipsă de vitamina D, motiv pentru care se impun alimente bogate în vitamina D. Din păcate, doar sursa alimentară, mai ales după o vârstă, nu acoperă necesar de vitamina D și de aceea este necesar să suplimentăm cu vitamina D, mai ales la populațiile cu risc de a face osteoporoză. Oricum, administrarea de vitamina D protejează pacientul, ajută în tratamentul osteoporozei, dar nu este suficient și vreau să atrag atenția că excesul de vitamina D, de exemplu, la populațiile cu risc sau cu osteoporoză, este factor care stimulează mobilizarea calciului să și accentuează osteoporoza. De aceea această chestiune trebuie Condusă medical la persoanele care scuris de a fi osteoporotice sau au osteoporoza manifestă clinic. Care sunt persoanele mai predispuse, vorbind din punct de vedere al locului de muncă? Există un tablou? Există un tablou și este legat de sedentarism. Sedentarismul face parte din una din factorii secundari care accentuează osteoporoza. Pot să produc osteoporoză, dar nu vor produce osteoporoza niciodată, doar sedentarismul boală gravă, cu fracturile care le fac, de exemplu, pacienții cu osteoporoza de tip boală sau osteoporoza de postmenopauză. Deci sedentarismul este clar un lucru care accentuează osteoporoza, crește riscul de fractură la acești bolnavi ca au hipotonii, hipotrofie musculare, riscul de cădere e mai mare la acești pacienți și din păcate pentru ei și consecințele și fracturile sunt mai frecvente. Și vreau să atrag atenția că prevenția primei fracturi este cel mai bun tratament care se poate face în tratamentul osteoporozei pentru că prima fractură, chiar dacă e o microfractură, de exemplu, de tip trabecular și vine pacientul cu cifoză accentuată și cu modificări doar vertebrale, crește riscul pentru cea de-a doua fractură. Și întotdeauna se spune că aceste fracturi sunt modificatoare de de calitate de viață. Deci chiar dacă fac fracturi mici, vertebrale, dar mai ales la nivelul șoldului, le modifică calitatea vieții și încă ceva, fracturile de șold, cu tot progresul care s-a făcut în medicină și tratamentul lor, rămân cu o mortalitate ridicată. Este vorba de 20% dintre pacienții cu fractură de șold pe teren osteoporotic care au risc de deces. De ce? Că îți fac complicațiile cardiopulmonare sau trombotice, fac diverse tipuri de staze și, din păcate, pe pentru ei nu supraviețuiesc. 20%, 2 din 10 pacienți ai risc de a deceda după o fractură de șol. Vorbiți-ne puțin despre tratamentul osteoporozei. Tratamentul osteoporozei impune câteva reguli foarte, foarte importante. El este destul de complex, de aia vreau să scurtez și o să spun esențialul. În această situație vreau să subliniez faptul că osteoporoza este o, o boală interdisciplinară și sunt afectate mai multe tipuri de specialități. E vorba de reumatologie, de endocrinologie, de cei din reabilitare medicală, despre cei din ortopedie cei din ginecologie, etc., care, medicii de familie, deci care aș vin în contact, primul contact cu bolnavul, toate specialitățile și aduc aportul terapeutic. De bază în osteoporoză rămâne tratamentul medicamentos, respectiv cel cu antirezortive. Sunt mai multe clase de medicamente și aici. Eu mă refer la una din medicația din standardul de ori, pentru că tratamentul trebuie strict individualizat și sunt situații, de exemplu, în care este nevoie de o colaborare interdisciplinară, depinde de problemele pe care are bolnavul asociat. În momentul de față există un program de screening. Există un program de screening, diagnosticul se face relativ ușor în România și medicii suntem obligați în prezența factorilor de risc să știm să identificăm și să orientăm pacientul corespunzător și există un program național de diagnostic și tratament al osteoporozei pe care îl gest, gestionează din câte știu eu endocrinologii și reumatologii și foarte bine această chestiune pentru că endocrin, neuro, reumatologii sunt primii care fac cel mai repede și cel mai mult diagnostic în osteoporoză enorm de endocrinologi. Noi, reabilitarea medicală, suntem și noi printre ei, dar puțin mai în spate, respectiv, mai mulți pacienți ajung în aceste specialități inițial, înainte de a veni la noi să facă tratamentele de reabilitare. Deci, în această situație, în cadrul programului național, ei sunt uh, uh, orientați, trimiși de către medicul de familie pentru evaluarea factorilor de risc și diagnostic pozitiv de osteoporoză și se poate face și tratamentul pe program național, care este gratuit, ceea ce este un lucru extraordinar de important pentru noi, pentru România, pentru că dă posibilitatea oamenilor sărași, oamenilor cu venituri mai mici, să-și facă tratamentul corect și complet. Pentru că cel mai scump tratament în osteoporoză este lipsa tratamentului și apariția complicațiilor care duc la o suferință foarte ridicată pentru bolnav, costuri mari de tratament, zile de spitalizare prelungită și suferință, ceea ce e foarte, foarte important pentru noi să știm să prevenim. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați oferit. Vă mulțumesc și eu, și vă mai așteptăm cu drag. Vă mai veni. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși.